ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Care pe cei preiectite și pe Daniel, care era în Babilon, fiind hrăiți cu semințe, era mai frumos decât pe cei hrăiți cu multe desfătări. Însuți, pentru tot bunul împărate, binecuvintează și aceste dar, aceste primoase și le sfințește pe toți cei cuțați în plânsele, ca acestea spre slava ta și spre acestea sfinților sau poți înaintea ta decât rubii tăi aceștia. Ioan, Elena, Marius Cristian, Mihaela, Maria, Mihai, Adrian, Aura, Petru de la Ana, Caterin, Victor, Nicolae, Sofia, Elena, Gheorghe, Vasile, Mariana, Mihai, Elena și toți cei pentru care și de la care sunt adăugate aceste daruri sfințite. Încă ne rugăm și sfete cu cei adormiți, pomeniți din neam în neam și dăruiește bunului celor ce au frumusețat acestea, cele ce au adus această jertfă de mulțumire, dăruiește-le cele spre mântuire și desfătarea bunătăților cele veșnice. Dumnezeule, Cel ce știa face bine cu stenerile omenești și cu cele mai cuvântătoare, cu milostivirea Ta ce negreită ne-a învățat, a întrebuințat pentru nevoile noastre, roadele și lucrările albinelor, cu sfârșit Te rugăm, Te rugăm slavei Tale, binevoiește a binecuvânta rodul albinelor, din stupina robilor tăi Ioan și Elena cu plășerilor ței caselor, înmulțește ca să facă agonisire pentru neam românesc, dându-le lor cele de trebuință și grămindu-le, ca fiecare din cei ce nădăjduiesc în mila Ta în lucrurile Tale cele nemăsurate, care se vă auzi despre paza acestor vietăți să se împlinicească după ostenilor, să primească belșugată roadă și să umple de cerească binecuvântare pentru Hristos Iisus Domnul nostru. A cărui este cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Domnului cerceții cu palma toată făptura Dumnezeului cel răvești și cerceții stăpânești cerul și pământul și toate cele de pe ele și la toată făptura Dai cele de folos cu bună mânare. Cu merință ne rugăm ție pe locurile stăpâne. Precum ai dăruit de demonul Isaid pământul în care curgea miere și lapte și ai binevoit a grănit cu stiepe botezătorul tău Ioan cu miere sălbatică, asemenea și acum caută cu milostivire și cu bunăvoința ta la cele spre hrana vieții noastre și binecuvintează aceste daruri de stupina robului tău Ioan și Elena și ne mulțește în ele albinele și cu harul tău păzindu-le pe acestea, umple-le pe noi cu miere de destul, ca nici de cum să nu fie lipsită stupina lor de lucrarea albinilor celor zidite de tine, ci totdeauna să fie împliniți de miere în facul ei. Și după mulțimea bunătății și a puterii tale nebiruite să se arate neturburată de răutări și nemișcată de nicio viclănie trimisă asupra ei, ci să fie păzită de toate vrășile și facele de rău și întotdeauna să fie nevătămată sub ocrotirea dreptei tale, ca al Tăruiei să ne mirui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru, să fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii Domnului. Amin. Fie numele Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,
Să fac și această invenție,
este biostupul care e unic în lume. El a pătruns în toată Europa, da? Deci fizic este în toată Europa. Ce păcat că guvernanții și cei care ar trebui să valorifice asta nu interesează. Noi valorificăm, asta e important. Da, noi să reușim să putem. Ne ducem din aproape aproape. Vreo 17 milioane de accesări la ora asta sunt cele care vorbesc despre matematică și apicultură. Este foarte interesant cu matematica și apicultura. S-au îmbinat aici, iată, darul Dumnezeu, când prisosesc și ajung într-o singură persoană, se vede de departe că lucrarea este minunată. Vă binecuvântăm, vă mulțumim, vă excităm și dorim ca să lucrăm cu toții după rânduială. Și atunci, și matematica se așează tot la Dumnezeu și Alvina lucrează și omul pe toate lichibernisește. Să dea Dumnezeu să vă bucurați de darul primit, să aveți o zile cu folos duhovnicesc, să mergeți la casă dumneavoastră înnobilați, îmbogățiți, nu doar cu bucățică de fagure, ci cu multă miere în suflet. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să rămână părinte. Se mănâncă cu totul ceară, spune Dumnezeu. Așa e fagure, se mănâncă cu totul, așa e complet. Nu doar miere și ceară. Mestecați până puteți să înghețiți. Harul Domnului. La circulație. Foarte mult, ajută la circulație. Hai de să răduială, că vreau să faci circulată la... la miere acolo, da? Deci după ce puneți la amul, trebuie să luați un... la ușor, hai să nu ne grăbim, ca să iasă deja cei care au primit la șica. La circuloare. Așa, face circuloare, să vedeți puțin acolo, ca să poată iasă. La Maria, sunteți să vă puțin, ca să poată iasă. Cei care primesc... Așa, face circuloare. Eu am făcut așa, da. Este să începeți la Domnul, să luați 200 de Nu au decât să regăsă.
Deci astăzi ne ducă în matematică. Acolo vedeți chipul direcției matematică 7. Aveți copiii de acolo, vreau să mai înscriți. Și vedeți că este așa. Să fie cu drag, cu tatăl. Roadele spune la bioscu, pe acela pe care îl Да, 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 да